În cadrul programului transfrontalier de cooperare România-Bulgaria, astăzi la sediul APDF Giurgiu s-a desfășurat sesiunea de informare a cetățenilor, ONG-urilor și a presei cu tema biodiversitatea. Sesiunea a fost organizată de Garda Națională de Mediu și face parte dintr-un proiect mai larg intitulat Managementul comun al riscului în zona de frontieră a Dunării. Astăzi urmează să facem un exercițiu de depoluare în cadrul unui complex de depoluare. Managementul comun al riscului este un proiect amplu, 3 ani, finanțat de FEDER. În cadrul acestuia s-au achiziționat multe echipamente de teren, printre care autoturisme, echipamente de birou, kituri de analiză a apei. Scopul principal al proiectului este acela de a elabora un ghid de practici comune cu partenerul bulgar. Dincolo de sesiunea de informare, participanții au putut vizita o serie de nave acostate în portul Giurgiu, specializate în depoluare, printre care o navă modernă de intervenție nou achiziționată și cel mai mare complex de depoluare de pe Dunăre. Practic, pe acest șlep, această navă nepropulsată, se află tot echipamentul necesar și toate instalațiile și utilajele necesare activității de separare a produsului, care înseamnă apa de santină, din santina navelor. De asemenea, aici, tot pe nava nepropulsată, se află rezervoare, tancuri de stocare a apei de santină și a uleiurilor uzate, precum și a apei menajere preluate de la navele aflate în tranzit sau navele care acostează în portul Giurgiu. Proiectul este unul strategic finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, având un buget total de aproximativ 11,5 milioane euro.